Elena Udrea, la un pas de a fi urmărită penal într-un nou dosar, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a avizat pozitiv solicitarea de urmărire penală venită din partea procurorilor DNA în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009. Udrea este acuzată de instigare la luare de mită. Detalii primim de la colega mea, Hilde Tudora. Hilde, bună seara! Ce urmează în cazul deputatei? Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor! Urmează să se ia decizia finală, care va fi luată în ședința Camerei Deputaților de mâine. Așadar, astăzi deputații juriști au întocmit un raport în care au avizat favorabil cererea de urmărire penală venită din partea Direcției Naționale Anticorupție pe numele Elenei Udrea. Au fost 14 voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Este important de punctat că avizul dat astăzi de Comisia Juridică este unul consultativ, va ajunge în ședința de plen, așa cum vă spuneam la începutul acestei transmisiuni în direct, în ședința de plen de mâine a Camerei Deputaților. Practic, mâine deputații vor decide dacă Elena Udrea va fi din nou urmărită penal într-un nou dosar penal. De data aceasta, procurorii DNA cer urmărirea penală a Elenei Udrea în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. Ea este acuzată de instigare la luare de mită, în contextul în care 2 societăți comerciale au finanțat campania electorală din 2009 prin plata unor facturi către mai multe instituții de presă, dar și către firme de publicitate, facturi ce însumează o valoare totală de 300.000 de euro. Elena Udrea susține că este nevinovată și că, de fapt, șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, are ceva personal cu ea. Elena Udrea mai este urmărită penal în 4 dosare instrumentate de procurori DNA și trimisă în judecată într-un alt dosar. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere!